Da, am văzut ponturile furnizate de Sabin Pârvan. Vă reamintesc că a avut un weekend foarte bun. A prins 3 ponturi din 4 câștigătoare în acest weekend. O să vedem și celelalte ponturi furnizate de membrii redacției noastre și începem cu ponturile din NBA furnizate de Cătălin Ferraru, pentru că începe finala NBA. Phoenix Suns joacă după aproape 3 decenii în ultimul act împotriva celor de la Milwaukee Bucks. Și vedem ponturile lui Cătălin. Phoenix să câștige finala, cotă 1.61. Atunci Phoenix a pierdut în fața celor de la Chicago Bulls în 94, dacă nu mă înșel. Sau 93, exact. Cu Charles Barkley. Atunci el era superstarul lui Phoenix. MVP-ul finalei să fie Chris Paul, cotă 2.80. Și Phoenix să nu piardă acasă, cotă 3.75. Mihnea, am început cu ponturile din NBA din această finală, pentru că știu că ești pasionat și de NBA. Sunt, e unul din puținele sporturi pe care le mai urmăresc constant. Chiar dacă sunt la ore mai puțin accesibile. E adevărat, e mai greu, dar urmăresc când se poate, urmăresc. Și este o finală surprinzătoare. N-au ajuns principalele favorite în finală și cred, din ce am văzut, mai ales că starul lui Bucks este accidentat, Giannis Antetokounmpo este accidentat, cred că Phoenix va câștiga și Chris Paul va fi MVP. Mâine și noapte. Mai ales că merită. Merită pentru tot ce a făcut în tot acest an din această echipă. Datorită lui sau ele, meritul principal al lui că echipa a crescut. Mâine noapte, practic, începe această finală. Primul meci la Phoenix, echipa care, în mod normal, are jucat 4 meciuri pe teren propriu, ca urmare a poziționării mai bune în sezonul regulat. O să vedem și ponturile furnizate de ceilalți membri ai redacției noastre: Alexandru Mihai, Bobby Marius, Costi Mario, Ianis Eusebiu, Tudor Daniel și Vlad Arhir. Avem ponturi din tenis și, evident, de la Euro. Uite, Alex merge pe o posesie a Spaniei de cel puțin 54%, cotă 1.85. O să mai vedem și, uite, la Bobby Marius, Chiesa sau Insigne să marcheze, cotă 2.40. Am venit mai devreme cu pasă decisivă și aici. De acolo se poate, da, da. E o variantă, poate să iasă la rampă. Sunt în formă. Aș miza mai degrabă pe un gol marcat de Chiesa, m-am gândit, pentru că am și văzut, de regulă, la italieni, nu este un golghetă care să iasă în evidență. Immobile are 2 reușite, Insigne 2. Au trecut, mi se pare, 2 meciuri de la precedentul gol al lui Chiesa, deci ar fi timpul ca el să marcheze acum, dacă ne luăm și după logica cred asta. Cred că acum, dacă mă întreb, cred că golul va veni cumva pe centru. Am văzut ce fac fundașii spanioli. Au potențial să greșească și cred că golul va veni mai degrabă de undeva din zona centrală, unul din ele, pentru da, italieni. Nu m-ar mira. Da. Uite, Ianis mizează și el pe calificarea Italiei, o cotă de 1.77 și avem ponturile lui Tudor, care vin din meciuri mai exotice, Haiti-Bermuda, Guatemala-Guadelupa. Unul solist în ambele confruntări și Argentina-Columbia, semifinala a doua de la Copa America, unul solist cotă 1.72. Apropo, se joacă în această noapte prima semifinală de la Copa America, Brazilia cu Peru, mare surpriză, cei drept Peru, care a ajuns în penultimul act împotriva marii favorite Brazilia. O să discutăm imediat și despre ceea ce se întâmplă la Copa America. Uite, vedem, Vlad Arhire mizează pe o posesie a Spaniei și de 55% măcar, cotă 1.90 și minimum 25 de șuturi în meci, cotă 2. Bun, cam acestea ar fi ponturile furnizate de redacția noastră. Uite, ne scrie Adrian, un pont bun la Wimbledon, finala va fi Djokovic-Federer, probabil. Djokovic, apropo, calificat astăzi cel de-al 50-lea sfert de finală de Grand Slam în carieră. Fabulos! Da. Da, este. Cred că e marele favorit. Mi-aș dori să câștige Federer. Așa mai nostalgic. Va avea un meci greu în sferturi cu Medvedev, dacă nu mă înșel. Dacă, mi se pare că s-a întrerupt meciul lor. Medvedev cu... nu mai știu cu cine a jucat, dar știu că s-a întrerupt. Era 2-1 la seturi.
Deci, dar va fi un meci greu pentru Federer în sferturi și îi va fi greu să ajungă în finală, iar în finală este monstru acolo care o să-l cam... Deși tu mergi pe victoria lui Djokovic. Nu prea îmi doresc, dar aș probabil că așa se va întâmpla, da. Mă gândesc că dacă Djokovic a câștigat pe zgură la Roland Garros împotriva tuturor cotelor, să spunem, că Nadal era considerat mare favorit, acum pe iarbă, avantajat și de vârstă în fața lui Federer, probabil, sau oricum, este... Nu știu, pare că nimic nu îi stă în cale. Așa pare, da. Au avut un meci acum vreo 2 ani, cred că, sau 3 ani, s-a terminat mult în decisiv, 13-11, ceva de genul ăsta a fost. Și acolo și-a cam pierdut. Acolo a fost șansa lui Federer, părerea mea, să câștige ultimul Grand Slam. Dacă n-a câștigat acel meci, acum îi va fi și mai greu. Da, de neînțeles ce s-a întâmplat în finala din 2019, când la toate capitolele Federer a fost peste Djokovic, da, și la puncte, game-uri și toate celelalte, dar la final a avut nu știu câte mici de meci și totuși Djokovic a câștigat. Da, mentalul puternic și spiritul. Da. Bun, haideți să mergem mai departe, să vorbim de ponturile, de cel mai important meci de la Copa America din această săptămână, semifinala Argentina-Columbia.